Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Problema Mea. Sunt Marius Bălășescu și astăzi o să discutăm despre politică și cultură la Săcele. Două părți ale emisiunii. O să începem cu partea despre politică. Politica la Săcele pentru oameni sau împotriva oamenilor? Nu știu, rămâne de văzut, rămâne ca invitații din prima parte a emisiunii să ne răspundă la aceste întrebări. Am în prima parte a emisiunii alături de mine pe domnul Cristian Panait, candidatul USL la primăria Săcele, și domnul Popa Cristian, vicepreședinte PNL Săcele. Bună ziua, așa, domnilor, și bine ați venit. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bine ați revenit în emisiunea noastră. Cum stăm la momentul prezent cu politica la Săcele, pentru sau împotriva oamenilor? Și știți că mă refer în mod precis la o anume problemă, și anume problema bugetului la Săcele, buget care nu a fost votat. Până în momentul, eu spun că este o problemă pe banii oamenilor, împotriva lor. Știți? Deci cam așa vedem noi problema bugetului. Tocmai de aceea ne-am și opus aprobării acestui buget, pentru că noi l-am catalogat a fi un buget de campanie electorală. Și atunci n-aveam cum să ne dăm girul și votul pentru ca acest buget să treacă. Vreau ca dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă faptul că de fiecare dată când această administrație portocalie a supus la vot un buget sau orice altceva, până acum i-a trecut. Am votat și noi. S-a votat cu unanimitate aproape tot ce a vrut domnul primar să-i treacă. De data asta, probabil că din eroare, au supus la vot bugetul de campanie electorală al PNL Săcele. Și vă dați seama că nu aveam cum să fim de acord cu așa ceva. Am înțeles. Domnule Popa Cristian, sunteți acuzați, cei care faceți parte din USL, că acționați în momentul de față împotriva Săcelenilor prin faptul că n-ați susținut și n-ați votat acest buget. Ce ne puteți spune? Păi, bineînțeles că suntem acuzați, dar după cum se știe, toate acuzele venite din partea puterii, respectiv administrației portocalii de la Săcele, sunt nefondate. Din contră, putem spune că noi am votat căderea acestui buget pentru a veni în ajutorul secelenilor. Secelenii au nevoie de investiții, au nevoie de infrastructură, au nevoie de transport în comun civilizat și de securitate pe străzi. Ori la aceste capitole, numai din vorbe sunt alocări. Ne-am uitat pe lista de investiții și pe anexele acestora, în care am văzut că, de fapt, din bugetul acestui an 2012 trebuie să plătim investiții neplătite din anul 2011, din exercițiul, chiar 2010. Și chiar din 2010, de pe exercițiile financiare a anilor trecuți. Una sau două investiții pe la centru educațional, care sunt cu fonduri externe, ceva foarte minor. Deci nu vedem unde e dezvoltarea Săcelului. De 3 ani și 9 luni nu se întâmplă nimic în municipiul ăsta. Cum zicea și colegul Panait, de fiecare dată consilierii noștri au fost de acord cu orice plan și orice program și hotărâre băgată în plen de către actuala administrație portocalie și nu s-a întâmplat nimica. Păi să ne ierte bunul Dumnezeu, dar știți cum, dânsii se cred șmecheri. Și definiția șmecherului este unul care exploatează niște fraieri. Noi nu mai putem să fim fraierii acestei administrații și să le votăm toate matrapazlicurile pe care ei le bag acolo. În plus, la dezbaterea publică pe care colegul a cerut-o pe acest buget, am, din analiza sumară, deci nu punctuală pe fiecare punct, am văzut că sunt numai 11 greșeli în acest buget. Una dintre ele fiind trecerea sumei de 8 miliarde de lei vechi la un capitol vânătoare, care nu are nicio legătură cu primăria. Deci dacă o mică greșeală este de 8 miliarde, una mare din celelalte 10 rămase, de câte miliarde poate să fie? Și probabil că... Exact, tocmai pentru a susține cu documente ceea ce... Domnul Panoi, dați-mi voie doar atât să fac un anunț în emisiune. Dacă cineva, reprezentanții ai primăriei Săcele sau din partea
Partidul Democrat Liberal să cele doresc să intervină în emisiune, pot să o facă oricând. Ca să asigurăm dreptul la replică. La replică, vă rog. Bineînțeles. Iată, venim cu o completare negru pe alb a ceea ce spunea colegul meu, Popa Cristian. Acea eroare este de-abia la punctul 11 într-o notă de completare la proiectul de hotărâre a Consiliului Local. Ei bine, până acolo puteți urmări și dumneavoastră celelalte 10. La fiecare. S-a omis înscrierea pe forme de învățământ a cheltuielilor din cadrul capitolului. Poate arătați la cameră. Din eroare s-a trecut adresa Consiliului Județean, corect fiind, da, la punctul 3. La punctul 4 se va înscrie corect suma de. Suma corectă este la punctul 5. Total corect este în sumă de 303.000 de lei. La 7, suma corectă este 14.49.000 de lei. Foarte multe anomalii. Iată undeva, iată la punctul 10, s-a redactat din eroare suma de 1.800.000 lei, corect fiind 0 lei. Ei bine, dacă noi nu observam aceste greșeli, vă dați seama în ce formă s-ar fi votat acest buget? În primul rând că au încălcat legea. Legea 273/2006, la articolul 39.5, prevede următoarele chestiuni. Autoritățile deliberative, în speța noastră Consiliul Local, în termen de maxim 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, potrivit articolului 4, se pronunță asupra contestațiilor și adoptă proiectul bugetului local după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole aliniate după caz și pe anexe. Ei bine, au neglijat această prevedere legală și ne-au dat să votăm acest buget pe de-a întregul. Dom'le, ăsta este bugetul. Bine, lăsăm la o parte faptul că este pe minus, lăsăm la o parte faptul că sunt prevăzute acolo sume foarte mari din absorbții de fonduri europene. Vreau să vă spun că până la acest moment, în 4 ani aproape de mandat al acestui primar Radu Nistor, s-au reușit absorpția doar 2.000 de euro bani europeni. Vor ei să spună că acum vor obține pentru următorul an 53 de miliarde. De unde, domnilor? Cum reușiți să faceți asta? Ați mai angajat vreo doamnă bine pusă în așa de să facă proiecte pe acest capitol? Cum vor obține ei 53 de miliarde bani europeni când până acum s-au obținut 85 de milioane? De lei vechi, vorbesc în lei vechi, da? Pentru ca telespectatorii noștri să fie foarte, să înțeleagă foarte clar despre ce sumă este vorba. Să înțeleagă despre, da, despre ce sumă este vorba. Bun, haideți să mergem un pic mai încolo de aceste sume și să mergem la substratul, așa cum îl înțeleg oamenii în momentul de față, da? Faptul că n-ați votat sau v-ați abținut, nu? De la votarea bugetului. Prima dată am votat, marea majoritate am votat negativ. Împotrivă, da? Pentru că n-am putut să fim de acord cu asemenea greșeli și cu asemenea anomalii în cadrul unei schițe de buget. S-a ajuns după care, la o nouă 7 votare? Zile după ce s-a desfășurat acea dezbatere publică unde am cerut lămuriri suplimentare. Și am cerut, în urma acestui bilețel pe care dumnealor au binevoit să-l împrăștie în tot săcelele, da? În care au spus clar cu subiect și predicat că acești consilieri care sunt noștri blochează dezvoltarea săcelelor, nu știu, corect ar fi săcelelui sau săcelelor, ar fi o altă întrebare, așa, au spus că acești oameni blochează dezvoltarea orașului. Să revin și vreau să menționez cu riscul să mă repet, acești oameni au votat de fiecare dată tot ceea ce domnul Radu Nistor a pus pe ordinea de zi. Chestiunile importante, bineînțeles, au fost puse la diverse, da? Chestiuni legate de apă, de transport, întotdeauna erau la diverse. Întotdeauna pe ordinea de zi și spusele mele pot fi verificate. Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local sunt afișate pe site-ul primăriei și săcelenii pot vedea acolo și cum au trecut aceste hotărâri, cu mare majoritate sau cu largă majoritate, de cele mai multe ori cu unanimitate. Unanimitate. Acești consilieri de fiecare dată au votat toate prostiile pe care domnul primar le-a pus pe ordinea de zi. Ei bine, vin acum și spun că, iată, au de făcut vreo 9 investiții majore. La dezbaterea pe buget pe care eu am cerut-o, au venit șefa de la compartimentul investiții, a venit și ne-a argumentat că de fapt aceste lucrări sunt finalizate sau sunt terminate încă din timpul anului 2011, dar acum trebuie plătite. Au lăsat bani necheltuiți în bugetul localității, undeva la 40 de miliarde de lei, tocmai pentru ca în 2012, în pragul campaniei electorale, să le vină niște bani. Bani cu care probabil că vor să cumpere voturi. Eu nu mi-explic altfel ce vor să fac acum. Deci 3 ani și 9 luni, așa cum domnul Popa a menționat, nu au făcut nimic. Și săcelenii pot să confirme chestia asta și rog să intre în direct și să spună dacă au observat vreo bunăstare.
vreo realizare a acestui primar, da? În acești 3 ani și 9 luni, ei bine, ei vor acum, pe ultima sută de metri, în ultimele 3 luni de mandat, să răstoarne munții cu sus în jos. Nu știu ce vor să facă. Am spun înțeles. Că noi blocăm investiția. Bun, treaba cu cumpăratul voturilor este o simplă ipoteză, da? Și o acuzație nu pe care vă asumați dumneavoastră. Este demonstrată. Sunt multe dosare penale pe rol pentru această infracțiune. Să știți că s-au încercat în nenumărate rânduri cumpărare de voturi. Ei bine, noi nu suntem de acord să cumpere voturi din banii săcelenilor, din bugetul local. Și așa este foarte mic, și așa este cel mai mic din toate timpurile. Și așa am înțeles că sunt oricum datorii și împrumuturi foarte mari. Apropo, legat de împrumuturile comunității, ce ne puteți spune? Ce bani s-au împrumutat sau ce împrumuturi? E bine, o să angajat colegul meu să răspund tot eu. Reproșează domnului primar Lața faptul că l-a lăsat cu foarte multe datorii. Cu ocazia acestei dezbateri pe tema bugetului, am cerut să știu adevărul în legătură cu absolut toate datoriile pe care primăria le are la momentul ăsta în Săcele. Este adevărat faptul că în 2006 domnul primar Lața a contractat un împrumut de 155 de miliarde, cu care s-a realizat drumul principal, trotuarele și multe chestiuni în oraș Săcele. Dar această administrație portocalie uită intenționat să amintească faptul că în 2009 domnul primar Radu Nistor a contractat un alt împrumut de 60 de miliarde de lei care, atenție, are o rată prevăzută pe durata mandatului domniei sale de doar 500 de lei pe lună. Adică iar aceasta de asta crește progresiv. Primăria plătește doar 500 de lei. Doar 500 de lei pe lună. După ce se termină mandatul? După ce termină mandatul acestui primar, această rată crește progresiv ajungându-se până la 70.000 de lei pe lună, adică 700 de milioane de lei vechi pe lună. Dar deocamdată plătesc doar 5 milioane de lei vechi. Cred că și o persoană fizică își poate permite plăti o asemenea rată și nu mi se pare corect un acest contract. La momentul când vom ajunge acolo, vom cere să vedem în ce bază au semnat acele acte și probabil că vom cere și un audit sau un control la Curtea de Conturi, pentru că iată se întâmplă să vedem ocazie. Nu vă sperie, dumneavoastră sunteți candidatul USL, da, la primăria Săcele. Spuneți-mi un pic, nu vă sperie această idee? Faptul că veți prelua... Stați că nu v-am spus tot. Veți prelua niște datorii imense. Mai sunt datorii, facturi neachitate de alte 58 de miliarde de lei. Lei vechi. Tot cu ocazia acestei dezbatere publice am aflat și această chestiune. Mai sunt datorii la alte cooperative de credit în sumă de alte 52 de miliarde, deci una peste alta, alte 110 miliarde de lei vechi datorii către terți. Nu mă sperie această chestiune pentru că cred eu că sunt un bun manager și voi găsi surse și vom găsi împreună surse să facem plus valoare în Săcele și să plătim încetul cu încetul toate aceste datorii. Dați-mi voie să vă spun, strategia asta locală se leagă foarte bine cu strategia națională. Zilele acestea vedeți foarte bine că se discută despre mărirea salariilor. Salarii pe care... Ei le-au tăiat, dar le vor plăti alții. Da? Pentru că asta se va întâmpla. Le mărim acum, Doamne ferește, nu trebuie să înțeleagă toată lumea că n-am dori creșterea salariilor pentru că sau reîntregirea lor măcar. Programul USL de guvernare, la primul punct, este revenirea la nivelul salariilor din anul 2010. Deci, noi ne dorim să spună asta. Cei de acum, din ce surse? Politica asta pe care eu o aplică nu este neapărat corectă, pentru că se vrea revenirea cu doar câteva luni înainte, în speranța că vor reuși să reintre în Parlament și să aibă iarăși un cuvânt de spus. Principiul e simplu, după noi potopul, nu? Ceva deci, de genul acesta. Vedeți, cum ați spus, politica pleacă de la nivel înalt și merge până în ultima pătură socială. Dar politica nu este... Cum este pentru oameni, asta este problema. Da, este pentru oameni, dar nu este cum e ea definită în dicționar, în DEX. La ei politica înseamnă minte.